acesta la Brașov Heroes ne propunem să construim o clădire de terapie intensivă, reanimare, pentru căței și pisicile care au urgentă nevoie de ajutor. Lucky n-a avut norocul de a avea un stăpân iubitor. Odată ce starea lui s-a agravat foarte tare, stăpânul i-a început să-l abuzeze și să-l neglijeze foarte mult. Când și-a dat seama că nu mai are ce să-i facă, l-a adus la noi la adăpost, unde noi l-am îngrijit. După multă muncă și multe tratamente, Lucky a reușit să aibă din nou blăniță și să fie mai fericit. Cu fiecare 50 de lei donați, noi putem să cumpărăm mai multe țevi pentru a putea construi clădirea. El este Lennon și Lennon, din păcate, a fost găsit la marginea drumului cu o sârmă înfășurată pe picioruș, care a ajuns să-l strângă atât de tare încât piciorul nu a mai fi putut fi salvat, a trebuit să fie amputat, a fost în dureri groaznice, dar ușor, ușor a început să-și dea drumul, este foarte prietenos și acum el vine și cere atenție de la fiecare în parte. Pentru Lennon și toți căței ca el care vor fi salvați, vă rugăm pentru fiecare donație de 100 de lei, asta înseamnă un metru pătrat de panou sandwich. Este Akira, o blândețe de cățel care a fost găsită pe străzile din Prejmer, așa că un coleg de-al nostru a adus-o la noi în adăpost. Când a ajuns aici, ea își ținea capul într-o poziție foarte ciudată, iar după o examinare mai amănunțită ne-am dat seama că ea nu avea canal auditiv. Cel mai probabil i-au fost cupate urechile de când era puiuț și s-au vindecat în așa fel încât i s-a stupat urechea. După ce a fost operată și i s-a scos foarte, foarte mult puroi, ea a început să audă. Din păcate, cazul ei a lăsat cheltuieli foarte mari la veterinar. Iar cu ajutorul dumneavoastră, dacă o să donați și ne ajutați să construim o clădire de reanimare, o să putem să reducem cheltuielile de la vet foarte mult, pentru că o să putem să-i ținem internați chiar aici la noi în adăpost. Ea este Amelie, unul dintre căței salvați de noi. A fost lovită de mașină, a pierdut un ochi, ochiul stâng, și la lăbuța din față, lăbuța stângă, nervul radial i-a fost afectat și acum nu-și mai simte lăbuța de la cot în jos. Dar, în continuare, din câte vedeți, este super drăguță și numai bună de luat acasă și flocăit. Atât pentru ea, cât și pentru ceilalți căței pe care noi îi avem deja salvați și urmează să-i salvăm, vă rugăm să ne ajutați prin a dona. Căței și pisicile care sunt loviți de mașină, care au nevoie de tratament perfuzabil, căței care au membre amputate, epileptici, căței care au boli virale sau boli de piele, toți aceștia au nevoie să stea la interior, într-un mediu controlat, iar pentru ei vrem să construim 30 de camere, 14 pentru căței și 16 pentru pisici, unde să se poată recupera. Anul ăsta tot Brașovul aleargă pentru proiectul de animale de la Care for